Bună tuturor, Cătălina sunt, iar astăzi vom discuta despre negociere sau compromis în relațiile noastre de cuplu. Dacă ne uităm, am fost crescuți, îndoctrinați pe premiza că relația de cuplu e egal compromis. Am fost învățați că pentru ca o relație de lungă durată să funcționeze, cei doi parteneri trebuie să facă compromisuri, altfel nu au cum să ducă relația pe o perioadă îndelungată de timp. Eu vă spun așa, important este să învățați ce puteți negocia în relația de cuplu și, pe de altă parte, să învățați care sunt lucrurile pe care nu le puteți negocia sub nicio formă. Poți negocia sau compromite lucruri care nu sunt importante pentru tine sau atât de importante. Pentru asta e important să faceți o listă cu situațiile, cu lucrurile, cu valorile, cu principiile pe care voi nu le puteți negocia. Dacă tu ai ca și valoare loialitatea, nu poți renunța sau compromite această valoare doar de dragul partenerului de cuplu, adică nu poți aprecia sau nici măcar nu aprecia, nu este cuvântul corect, nu poți accepta o infidelitate, da? Pentru că asta este una dintre valorile tale, nu este ceva ce poți negocia, este sau nu este. Dacă, pe de altă parte, trebuie să negociezi sau să compromiți un weekend la sfârșit de săptămână, o ieșire cu prietenii în schimbul unei vizite de familie, da, asta este ceva la care tu poți renunța. Pentru că știi că o să vină weekendul următor când o să ai timp pentru tine. Când o să poți face ceea ce îți dorești tu. Drept urmare, dacă partenerul sau partenera îți cer să mergeți în weekendul acesta la familia lui sau la familia ei, pentru că este ziua tatălui, da, și își dorește să meargă să-l viziteze aniversare în familie, dar tu de fapt aveai stabilit ca în acest weekend să mergi la pescuit cu băieții sau știu, din potrivă, dacă ești fată, îți doreai să mergi să-ți faci manicura, pedicura, să mai stai pe la salon sau să stai acasă să faci curățenie, habar n-am ce-ți doreai tu să faci în acest weekend, te gândești așa, pot negocia ca în acest weekend să merg cu el sau cu ea la familia ei, dar pe de altă parte pot adăuga că în weekendul următor îmi doresc să îmi petrec timpul în condițiile mele sau îmi doresc să facem ceea ce îmi doresc, ce îmi doresc eu. De fiecare dată, țineți cont că în momentul în care faceți compromisuri pe care nu vi le puteți asuma, mai devreme sau mai târziu o să adunați frustrări. Dacă sunt lucruri, ca și cum v-am zis, valorile morale, principiile de viață, viziunea asupra viitorului pe care o aveți sau nu aveți în comun, dacă acceptați lucruri pe care nu vi le doriți cu adevărat sau nu vi le asumați cu adevărat, toate acestea mai devreme sau mai târziu vor deveni frustrări. De exemplu, eu, ca femeie, îmi doresc copii. Partenerul meu nu își dorește copii sau nu și dorește în viitorul apropiat. Eu îmi doresc să fiu mamă cât mai tânără din motivele mele. Noi suntem într-o relație, cum negociem acest lucru, la ce concluzie ajungem, ne despărțim, rămânem împreună, facem un compromis și așteptăm să vedem ce se întâmplă? Dă-ți seama ce este cu adevărat important pentru tine, dar în același timp analizează ce este cu adevărat important pentru partenerul sau partenera ta de cuplu. Nu îi cere să facă sacrificii pe care nu și le dorește sau nu și le poate asuma pe termen lung doar de dragul tău, pentru că toate aceste sacrificii vor deveni frustrări pe care ți le va reproșa la momentul potrivit. Gândește-te, dacă tu ai fi în locul lui sau în locul ei, ți-ar plăcea situația în care ești pus sau pusă? Pe de altă parte, dacă ne iubim partenerii sau partenerele de cuplu, nu le cerem să se schimbe. Sunt persoane care în permanență pretind celor cu care sunt în relație să se schimbe de dragul relației, pentru că doar așa vor putea fi fericiți. Cineva care te iubește nu își dorește să te schimbi. Fie te acceptă așa cum ești și mai lucrați împreună pentru a ajunge la același numitor comun, dar fără să-ți spună să te schimbi, fie recunoaște că aveți prea multe lucruri care nu se potrivesc, da? Unde nu sunteți compatibili și pur și simplu îți strânge mâna cu toate că te iubește și îți spune vezi-ți de viață pentru că nu suntem potriviți unul pentru celălalt. Iubirea nu este despre a controla, despre a avea lupte de putere, despre a fi care pe care. Iubirea este iubire și atât. Cătălina am fost, gândiți-vă dacă în relațiile voastre de cuplu sunteți fericiți și de fiecare dată nu negociați sau nu compromiteți lucruri pe care nu vi le doriți cu adevărat și care sunt importante pentru voi.